Această experiență pe care o puteți obține în Republica Moldova, ulterior o să vă ajute să obțineți și un salariu mai mare. Vedeți că Republica Moldova este cunoscută acum peste tot în lume. Oamenii din alte țări apreciază curajul moldovenilor, oamenii din alte țări apreciază generozitatea moldovenilor și determinarea noastră de a merge pe calea cea corectă, de a menține Republica Moldova partea lumii libere în pofida tuturor problemelor cu care ne confruntăm. Și atunci când spuneți că veniți în Moldova, atunci când o să puteți să spuneți ulterior că ați muncit aici în Moldova în cele mai dramatice timpuri și timpuri care ne determină viitorul, acest lucru va fi apreciat inclusiv în țările în care sunteți. Deci, eu cred că este o investiție foarte bună în cariera dumneavoastră și, bineînțeles, este și o posibilitate enormă să ajutați țara în care v-ați născut și pe care sunt sigură că o iubiți. Haideți să avem și o întrebare din public. Bună ziua! Sunt Lucreția Brădeanu, scriitoare din Franța. Doamna Sandu, ne bucurăm foarte mult, cred că exprim o opinie comună, că odată cu venirea dumneavoastră, în sfârșit, Moldova are o imagine foarte frumoasă în lume. Salutăm acest lucru. Noi, cei din Franța, chiar suntem mândri de întâlnirile dumneavoastră cu președintele nostru de acolo. Și vă așteptăm cu mult drag întotdeauna și ne bucurăm foarte mult atunci când îl vedem pe domnul Macron la Chișinău. Vreau să vă spun că noi, diaspora, am pregătit venirea dumneavoastră în Europa, așa cât am putut, faptul care l-a menționat și dumneavoastră, prin hărnicia noastră, prin, mă rog, corectitudine, prin talent, etc., etc. Ambasadele de cele mai multe ori au fost alături de noi. Noi personal, cei de la Paris, știm lucrul ăsta, am avut multe manifestări culturale. Ne miră într-un fel astăzi că nu avem aici la Congresul Diasporei și un reprezentant al Ministerului Culturii sau ceva de felul ăsta ca să întrețină și pe această cale relația noastră cu diaspora, adică guvernul cu diaspora. Întrebarea mea este următoarea. Imaginea Moldovii în Franța, și nu doar în Franța, în oricare lume, eu cred că ar face foarte bine, ar merge foarte bine, dacă am arăta și capitalul nostru cultural. Asta ar însemna, după mine, multe, dar câteva lucruri care eu ca scriitoare sunt întotdeauna preocupată. Mă gândesc dacă există un program la Ministerul Culturii sau la Guvern sau de traducere a celor mai bune cărți, nu neapărat din diasporă. Noi ne facem treaba fiecare cum putem, bineînțeles că dacă operele noastre contează pentru asta și bănuiesc că contează. Dacă există un program de stat, de traducere și de popularizare a literaturii dincolo, e foarte important, pentru că asta ar însemna, ar arăta competitivitatea noastră, sincronizarea noastră cu Occidentul, talentul nostru, dacă vreți, de european. Și nu doar în literatură. Mă gândesc la muzică. Noi suntem un popor talentat. Vedeți câți oameni de cultură avem peste hotare. Mă gândesc dacă există un proiect care ar putea să meargă teatru de operă și balet sau orga sau, diferite ansambluri populare și așa mai departe. Menționez încă o dată, nu doar pentru cei naționali din diaspora, nu, dar pentru francezii propriu-zis, pentru englezi, pentru americani, dacă doriți, pentru toți. Adică acest element, eu cred că este timpul deja să ne gândim la chestia asta destul de serioasă, pentru că chiar după mine avem un capital care nu ne este rușine să-l arătăm și să fim în rând cu lumea. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc că avem un program, sau cel puțin s-a derulat acest program anul trecut, dar este foarte limitat. Au fost câteva activități culturale care au fost finanțate.
Bineînțeles că problema cea mare este nu lipsa talentelor, ci lipsa resurselor financiare sau insuficiența resurselor financiare. De aceea spuneam mai devreme că dezvoltarea economică este extrem de importantă ca să avem o economie care generează venituri, să putem să facem mai mult, dar și din resurse puține trebuie totuși să insistăm, pentru că aveți mare dreptate, prin cultură ne cunosc oamenii și odată cunoscându-ne le va fi mai ușor politicienilor de acolo să susțină obiectivul nostru de aderare la UE, pentru că politica e politică, democrația presupune ca acei conducători să asculte ce spun popoarele din statele Uniunii Europene și dacă nu ne cunosc, atunci s-ar putea să nu avem suficient de repede această susținere. Teatrul de operă și balet, înțeleg că a fost acum câteva săptămâni în una dintre țările baltice, nu mi-amintesc exact unde, și înțeleg că a fost un succes deosebit și noi ne dorim să putem să promovăm mai mult cultura noastră și o să discutăm cu guvernul ca să reușim totuși să identificăm mai multe finanțare și să avem niște procese transparente și corecte prin care să poată să participe mai multă lume. Altfel, relațiile Republicii Moldova cu Franța nu au fost niciodată mai bune. Suntem tare recunoscători președintelui Macron și autorităților din Franța. Franța este un susținător foarte puternic a acestui proces de integrare europeană a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Și acest lucru se datorează și politicii externe, dar și dumneavoastră, pentru că, repet, atunci când dumneavoastră în diasporă sunteți cunoscuți, deci vă cunosc ca oameni corecți, gospodari, harnici, inteligenți, care contribuie la societățile de acolo, atunci când lumea vede generozitatea, și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ne-ați ajutat în timpul crizei refugiaților și am putut să ajutăm un număr mare de oameni, atunci când completăm cu activități culturale, este mult mai ușor pentru noi să promovăm interesele Republicii Moldova. Mulțumesc! Voi ruga pe cei care vor să adreseze întrebări, v-am remarcat, ajunge microfonul la dumneavoastră, da? Iar până ajunge, doamna președinte, avem următoarea întrebare de la o tânără, bănuiesc eu, sau studentă sau absolventă, în domeniul mediului. Puteți să ne oferiți o evaluare a progreselor realizate în ceea ce privește protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile în Moldova? Ce inițiative majore au fost luate pentru a aborda provocările legate de schimbările climatice și degradarea mediului în ultimul timp? Ca studentă în domeniul protecției mediului, mi-ar plăcea să știu că atunci când absolvesc studiile, să existe mai multe locuri de muncă și proiecte în acest domeniu acasă. Mulțumesc! Cel mai important program pe care eu îl promovez încă înainte de a ajunge în această funcție, dar mai ales după ce am ajuns în această funcție, este programul de împădurire, pentru că noi suntem țara cu cea mai mică suprafață în mărime relativă, nu mai vorbesc de mărime absolută, dar în mărime relativă, cea mai mică suprafață împădurită. Pe de altă parte, schimbările climatice deja sunt aici. Au fost foarte mulți care au neglijat discuțiile științifice despre schimbările climatice, deja nu le mai poate neglija nimeni, pentru că ele sunt aici, încălzirea globală e în Republica Moldova, seceta a devenit o regulă și anii cu precipitații suficiente au devenit o excepție. Și un lucru, sau unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facem, putem să le facem, este să creștem suprafețele împădurite. Programul în sfârșit a fost elaborat și aprobat în această primăvară. Este un program care este destul de ambițios, pentru că noi ne propunem să plantăm cel puțin 100.000 de hectare de pădure. Pentru asta e nevoie și de resurse financiare și aici avem o anumită contribuție din partea partenerilor străini, dar trebuie să reușim să alocăm surse și din mijloace proprii. Avem o colaborare destul de bună cu multe primării, cu administrația publică locală, care ne-a ajutat să identificăm terenuri pe care o să plantăm aceste păduri.
Și acum suntem la etapa de creștere a capacității de producere a puieților. Cel puțin promisiunea celor de la Mosilva este că până la sfârșitul acestui an, care este primul an de implementare a programului, o să avem plantate 7.000 de hectare de pădure. Obiectivul nostru este să avem cel puțin 10 anual, dar pentru că încă punem la punct elementele programului, în anul acesta sper să vedem într-adevăr 7.000 de hectare de pădure plantată. Dar putem să reușim dacă se implică toată societatea. Asta înseamnă să ieșim primăvara și toamna la planta de copaci, să mergem toamna să strângem semințe și respectiv să avem mare grijă de aceste suprafețe unde au fost plantați copacii, să nu, mă rog, permitem degradarea lor și evident să luptăm cu fenomenul tăierilor ilegale. Deci acesta este probabil cel mai important program când vorbim de combaterea schimbărilor climatice. Al doilea program foarte important pe care eu insist și sper să vedem mai multe rezultate este managementul deșeurilor. Este o problemă valabilă pentru toate localitățile din țară. În sfârșit începe implementarea primului program pilot în câteva zone din țară. În acest program urmează să se construiască 8 poligoane pe toată țara, deci 8 poligoane care să respecte cele mai serioase standarde de mediu și respectiv cu cealaltă infrastructură de transportare pe platforme temporare și după care la poligoane, inclusiv cu activități economice de prelucrare a anumitor categorii de deșeuri. Deci acest program pilot începe până la sfârșitul acestui an și după care sper să putem să extindem și la nivelul celorlalte regiuni. Sigur că aceste două programe nu rezolvă toate problemele, sunt multe probleme de mediu, dar acestea sunt probabil cele mai importante și sunt cumva prioritare și pentru mine și echipa mea și noi încercăm să monitorizăm dincolo de ce face Ministerul Mediului. Râul Nistru, nu ați dori să deveniți ambasadoarea lui, că se întâmple progrese? Sigur, dar întâi să reușim să demonstrăm progres pe aceste două mari programe, după care trecem la a treia întrebare serioasă pe agenda. Râul Nistru, Râul Prut, noi suntem o țară cu resurse de apă mici. În contextul încălzirii globale, resursele vor deveni și mai puține. De asta va trebui să avem mare grijă și să păstrăm apa. Cea din râurile mai mari, cea din râurile mai mici, să avem mai multe, probabil avem nevoie de un program de susținere din partea statului pentru agenții economici care construiesc aceste, că să zic eu, lacuri mai mici. Deci aici problemele doar se vor agrava și avem nevoie de soluții ingenioase, științific justificate. Așadar, tinerii care a scris acest mesaj, există domenii în care este necesară implicarea dumneavoastră, protecția apelor, agricultura intensivă, toate aceste lucruri care ne afectează mediul. Cineva a ridicat mâna acolo, da, era... Haideți dumneavoastră. Dacă este cineva. Mă numesc Iurie Bojoncă, scriitor, președinte Asociației Micii din Veneția. Stimată doamnă președintă, zilele acestea, ministrul de externe al Ucrainei, Kuleba, într-un interviu a afirmat foarte sus și tare că nu va permite ca războiul să se mute pe plaiurile noastre. A făcut un gest foarte diplomatic și, pe de altă parte, foarte bărbătesc. Aș vrea să vă întreb care este politica actuală a țării noastre vis-a-vis de problema transnistreană. În contextul situației care se dezvoltă acum pe terenul războiului dintre Ucraina și Rusia. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Într-adevăr, noi astăzi ne bucurăm de pace, în mare parte, datorită curajului armatei ucrainene, datorită curajului poporului ucrainean. Este adevărat că și noi, în toată această perioadă, am făcut totul pentru ca să nu permitem atragerea țării noastre în război. Am făcut totul pentru ca să menținem ordinea și liniștea în societatea noastră, pentru ca să combatem falsurile.
dar în mare parte, în cea mai mare parte, datorăm pacea ucrainenilor și sacrificiului pe care îl fac în fiecare zi. În raport cu problema transnistreană, obiectivul nostru este același, să nu permitem acțiuni de destabilizare, să menținem stabilitatea acolo, pentru că altfel riscurile sunt foarte mari și ne-a reușit să menținem această stabilitate. Sigur că noi suntem interesați să rezolvăm conflictul transnistrean și reiterez aici că soluțiile pe care le vedem noi sunt doar pe cale pașnică și s-ar putea ca în momentul în care Ucraina va câștiga acest război și va recupera teritoriile, să apară acea oportunitate geopolitică care să ne permită nouă să rezolvăm pe cale pașnică conflictul. În același timp, trebuie să fim conștienți că soluția nu este una imediată, va fi o soluție întrepte de reintegrare, pentru că lucrurile sunt complicate și noi trebuie să reușim să asigurăm un proces care să nu slăbească și mai mult statul Republica Moldova, ca să nu slăbească procesele democratice în Republica Moldova. Dar există și experiențe internaționale și avem claritate cum trebuie organizate aceste lucruri în situația în care va apărea această oportunitate geopolitică. Repet, acum pentru noi sarcina principală este să menținem stabilitatea și respectiv pacea pe teritoriul întregii țări și în special în zona de risc, regiunea transnistreană. Da, vă rugăm. Acolo ați ridicat o mână. Dacă se poate. Să vă auziți mai bine. Mulțumesc. Cred că se aude mai bine. Deci voi începe prin a menționa că bunica mea vă apreciază foarte mult și a zis să vă transmit că sunteți o sursă de inspirație, deoarece duceți pe umeri dumneavoastră firavi greutatea tuturor năzuințelor și speranțelor europene a întreg popor. Pentru asta, eu, dar și ea vă mulțumește. Mulțumesc. Întrebarea mea va fi una succintă și va fi legată de interconectivitatea economică, și anume, când sistemul european de plăți SEPA va fi extins și în Republica Moldova pentru a facilita traseurile bănești. Vă mulțumesc. Tocmai ați ratat acest răspuns, el a fost oferit de Dumitru Alaiba în panelul de mai înainte. Cer scuze. Doamna președintă, o să răspundeți acum? Mulțumesc. Din câte știu eu, sunt destul de avansate discuțiile pe SEPA. E un subiect pe care noi îl abordăm de fiecare dată, așa cum am abordat de fiecare dată în ultimii, nu știu, 10 ani subiectul roamingului și iată, în sfârșit am reușit să-l rezolvăm. Deci, nu știu ce v-a spus domnul ministru, dar din informația mea suntem destul de avansați și eu sunt optimistă că în curând o să putem să rezolvăm această problemă. Și vă mulțumesc, vă rog să o salutați pe bunica dumneavoastră și să-i transmiteți multă sănătate. Vă rugăm. Bună ziua, mă numesc Lilia Țicu, sunt originară din satul Rădenii Vechi, Raionul Mugheni. Reprezint aici diaspora din Grecia, insula Rodos, și vreau să vă spun că satul meu este un sat cu o arhitectură geografică deosebită, iar inima mea este împărțită în două, pentru că nepoții mei sunt în Grecia, iar părinții bătrâni sunt în Moldova. Revenită acasă, eu voi candida la funcția de primar din satul Rădenii Vechi, Raionul Mugheni, unde se află și una dintre cele mai frumoase rezervații naturale numite Plaiul Farului. Da, mulțumesc. Avem foarte mari probleme cu apa. Ar putea beneficia satul meu de un statut special în vederea rezolvării acestei probleme,
a reîmpăduririi și a retransformărilor care sunt pe, în agenda noastră. Mulțumesc! Și vă mulțumesc! Ne bucurăm când oamenii noștri revin acasă și vor să se implice imediat în reconstrucția țării și atunci când candidați la funcția de primar, asta înseamnă la modul cel mai direct să vă implicați în reconstrucția țării, pentru că atunci când fiecare primar o să reușească împreună cu comunitatea să îmbunătățească condițiile de viață, atunci mai mulți oameni o să vrea să rămână acasă. Noi avem mai multe programe și finanțate de stat și finanțate din sursele Uniunii Europene și ale altor parteneri de dezvoltare destinate îmbunătățirii condițiilor de viață la sat. Înțelegem foarte bine că oamenii atunci când au de luat o decizie să rămână acasă sau să plece, și în cazul nostru de obicei întrebarea nu este dacă să plece din sat în oraș, dar e dacă pleacă din sat, pleacă și din țară. Și atunci când oamenii au de luat o asemenea decizie, se întreabă dacă au un venit de muncă decent acasă și dacă au condiții bune de viață. Apă la robinet, acces la canalizare, drum, știu, școală și grădiniță în care copiii sunt în siguranță și condițiile sunt bune. Și tocmai de asta am pornit acest program Satul European. Știți că la moment mai mult de jumătate din localitățile din țară beneficiază de acest program. Nu e suficient, pentru că în 30 de ani s-au investit puțini bani în îmbunătățirea și menținerea infrastructurii în localități, dar este totuși o investiție mare și o să continuăm această investiție. Deci nu pot să vă spun acum exact, nu putem să facem statut special pentru un sat sau altul, dar acolo unde și primarul, primara și comunitatea lucrează împreună, reușesc să elaboreze proiecte competitive, fac angajament ca banii pe care îi alocă statul să fie cheltuiți transparent și corect. Eu vă zic că sunt multe exemple în care asemenea oameni au reușit să îmbunătățească semnificativ condițiile în localitățile lor, indiferent dacă vorbim de localități mai mari sau mai mici. Sunt multe exemple pozitive și vă încurajez să urmați aceste exemple. În primul rând, da, să câștigați și în al doilea rând să reușiți să faceți ceea ce v-ați propus pentru localitate. Unde este următorul microfon? Vă rugăm. Doamna președinte, domnule secretar de stat, dragi români ai Basarabiei, Moldovei, sunt părintele Visarion, mentor spiritual al românilor basarabeni în comunitatea ortodoxă română din Klagenfurt, Austria. Mi-am spus toate titlurile, nu din cauza ca să arăt cine sunt, ci să intuiesc cumva întrebarea. Care este mersul guvernului nostru, atât de dorit și atât de susținut, în privința restabilirii adevărului istoric, adică a unirii? Sigur, noi dorim integrare europeană și o susținem cu tot și cu rugăciuni. Dar vrem ceva real, ceva palpabil. Suntem foarte mulți români ai Basarabiei, Moldavei, în diaspora, care se uită cumva cu ochi mai sceptici la integrarea europeană, dar cu mai multă încredere în unirea și integrarea europeană automat. Vă mulțumesc! Guvernul urmează voința poporului și nu știu de unde scepticismul dumneavoastră în raport cu integrarea europeană. Dacă vă uitați la toate sondajele care se fac, dacă vă amintiți de adunarea pe care am organizat-o pe 21 mai aici la Chișinău, vedem că avem un sprijin majoritar pentru integrarea europeană. Pentru unirea cu România, sprijinul nu este majoritar. Nu știm ce va fi mai târziu, dar pentru moment noi urmăm voința cetățenilor și, repet, voința cetățenilor pentru integrarea europeană este mai mult de 50% și, doi, sprijinul sau deschiderea statelor europene
pentru aderarea Republicii Moldova la UE, tot este o realitate. Deci integrarea europeană este un lucru real. În rest, pe unire, cum spuneam, depinde de ce vor cetățenii. Vă rugăm. Salutare tuturor și mult stimată doamnă Maia Sandu, sunt Mihaela Furculiță și reprezint astăzi toți tinerii din diasporă prin Liga Studenților Originari din Republica Moldova și vrem să vă întrebăm care sunt domeniile în care credeți că e cea mai mare nevoie de tineri acum, pentru că mulți din ei vor face, iată, primul pas de a merge la studii în diasporă și unde ar trebui să meargă ei, ce ar trebui să învețe ca să aducă acasă în Republica Moldova. Mulțumesc! Noi avem nevoie de specialiști în toate domeniile. Am spus mai devreme că vom avea un volum de muncă enorm în momentul în care se ia decizia pe inițierea negocierilor cu UE și aici avem nevoie de tineri care știu ce înseamnă Uniunea Europeană, care pot să ne ajute la armonizarea legislației, procedurilor, analize ce înseamnă pentru noi modificarea regulilor ca să corespundă celor din statele UE, sprijin în procesul de negociere. Deci sunt foarte multe lucruri pe această dimensiune. Avem nevoie de specialiști în sectorul privat, avem nevoie de mai mulți ingineri, avem planuri serioase de îmbunătățire a infrastructurii la nivel național și la nivel local. Inclusiv acum lucrăm ca să conectăm Republica Moldova, ca să conectăm Ucraina, Republica Moldova, deci prin Republica Moldova cu România și mai departe cu alte state europene. Vrem să construim foarte mult și uneori ne pomenim că nu avem suficienți ingineri. Avem nevoie de specialiști buni în toate domeniile și avem nevoie și de muncitori, nu doar de oameni cu studii superioare, deci sunt destul de variate. Avem nevoie de oameni care înțeleg tehnologiile pentru a face față provocărilor, schimbărilor climatice, deci cum să construim sisteme de irigare care să folosească foarte puțină apă pentru că nu avem apă suficientă. Tot ceea ce înseamnă provocări pentru omenire în general astăzi și pentru regiune, plus această perspectivă foarte concretă care ține de aderarea la UE, sunt lucruri de care avem nevoie. În mare parte avem nevoie de oameni dornici să învețe, energici, corecți, cinstiți și care cred că noi putem să schimbăm lucrurile în bine în Republica Moldova. Doamna președintă, zilele acestea un grup de câteva zeci de angajați ai ambasadei Rusiei au părăsit Republica Moldova la inițiativa autorităților noastre. Mesajul din partea Federației Ruse a fost că acest lucru nu va fi lăsat fără răspuns. Vreau să vă întreb la ce ar trebui noi cetățenii să ne așteptăm în acest caz și mai ales vă rog să vă referiți la potențiala criză energetică. Sezonul va începe în curând, sezonul de încălzire, în câteva luni. Ce fac autoritățile pentru a preveni această criză? Federația Rusă nu are nevoie de acțiuni din partea noastră ca să vină cu răspuns. Răspunsurile lor vin înainte ca noi să adoptăm o politică sau alta și am vorbit mai devreme despre o mulțime de acțiuni neprietenoase. Am văzut șantajul în sectorul energetic de-a lungul timpului, dar mai ales anul trecut, când era foarte complicat pentru noi în special, în pofida faptului că noi achitam prețurile înalte la Gazprom. Gazprom a decis să reducă livrările de gaze în Republica Moldova, sperând că noi nu o să ne descurcăm și nu o să putem să asigurăm cetățenilor noștri gaze naturale și respectiv căldura. Noi ne-am descurcat. Dacă au văzut că nu merge șantajul energetic, au fost acțiuni de destabilizare, încercări de destabilizare. Vedem în continuare bani rusești care finanțează grupări criminale în Republica Moldova, care încearcă să denatureze procesele democratice din Republica Moldova, pentru că atunci când se cumpără voturi, atunci când se încearcă să se cumpere deputați, când se cumpără primari, asta nu este democrație, asta este corupție și știm cu toții, avem suficiente probe să vedem că sunt forțe din Federația Rusă în spatele acestor acțiuni. Deci acestea nu sunt răspunsuri la acțiunile noastre.
acțiunile neprietenoase au venit în contextul în care noi ne-am dorit, așa cum am spus, o relație constructivă, dar care se bazează pe interesul cetățenilor noștri, pentru că noi respectăm cetățenii noștri. Am mai văzut amenințări și în trecut, o să facem față în continuare tuturor acestor provocări, în special pentru că avem prieteni foarte buni, prieteni în rândul țărilor democratice care ne-au susținut în acești ani complicați de când a început războiul. Am reușit să obținem resurse și pentru compensații la resursele energetice. Știu că nu suficient, dar cât am reușit să mobilizăm, am oferit cetățenilor și agenților economici. În raport cu problemele energetice, cred că suntem mai bine decât în ultimele două sezoane reci. Am avut o ședință ieri cu membrii Consiliului Suprem de Securitate. Am ascultat informațiile de la instituțiile responsabile. Pentru prima dată avem rezerve de gaze naturale și Ministerul împreună cu Energocom lucrează să completeze aceste rezerve. Sigur că vrem să obținem prețuri mai mici, dar lucrurile funcționează așa cum dictează piața. Cumpărăm la prețuri de piață. Pe domeniul sectorului electric încă mai avem această dependență, pentru că nu s-a construit în 10 ani capacitate de interconectare cu România. Abia acum, din 2021, am început să construim această linie de tensiune înaltă Chișinău-Vulcănești. E un proiect mare care va fi finalizat în 2 ani de zile și iată atunci o să putem să spunem că nu mai există riscuri pentru furnizarea de energie electrică. Oricum, pentru acest an, cred că suntem într-o situație destul de bună, chiar dacă riscuri sunt, pentru că vedem că există volatilitate, prețurile pot merge în sus, atât timp cât războiul continuă, există și acest pericol de întrerupere sau cel puțin, probleme de scurtă durată pe asigurarea cu energie electrică. Ne amintim că anul trecut, când Federația Rusă bombarda rețelele din Ucraina, atunci avem și noi probleme de asigurare cu energie electrică. Dar să știți că facem mult pe subiectul securității energetice și dacă reușim în următorii 2-4 ani să continuăm toate aceste eforturi, peste 5 ani Republica Moldova va fi într-o situație mult, mult mai bună pe domeniul securității energetice. Mulțumim! Microfon aveți? Da, da, eu am microfon. Da, vă rog. Așteptăm. Mult stimată doamna președinte Maia Sandu, bună ziua! Stimați ambasadori, miniștri, dragă diasporă, bună ziua! Mă numesc Tamara Sokol, raion Rezina, satul Ignaței, acum în diasporă Italia. Astăzi petrece un eveniment foarte important, de o importanță majoră. Sunt mândru că particip la acest eveniment și vreau să mulțumesc la toate instituțiile de stat care au contribuit la desfășurarea acestui eveniment. Mult stimată doamna președinte Maia Sandu și toate instituțiile statale, noi cunoaștem foarte, eu personal cunosc și majoritatea cunoaștem agenda dumneavoastră, care este foarte complicată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Și obiectivul acest de o importanță majoră, cât este de greu. Cunoaștem și efortul care îl depuneți dumneavoastră și toate instituțiile statului, care se demonstrează prin, de acum suntem țară candidată, se demonstrează prin summit-ul, se demonstrează prin suportul tuturor republicilor sau țărilor europene care ne-l acordă țărișoare noastre ca să ne salveze. Și asta este datorită anume dumneavoastră, mult stimată, doamna Maia Sandu. Împreună cu toate instituțiile statului, dar oricum. Dar eu socot că este la moment, este necesitate
de sprijin pentru dumneavoastră și în deoseb din partea diasporii. În diaspora a plecat și se află cel mai mare potențial uman și foarte greu. Și diaspora o ajutat, ajută și va ajuta mult. Eu nu am ca cătări întrebări, eu am ca cătări două, trei rugăminți. În primul rând, alegerile locale care sunt în prag, ele sunt baza tuturor alegerilor de mai departe și ele sunt baza procesului de aderare la Uniunea Europeană. De ce în luna noiembrie, de acum colegii noștri, mulți și mai departe își iau bilete la avion. Ei nu au timp de a veni pe mult timp. Vin vineri, sâmbătă, pentru ca duminică să participe. De ce vă rog foarte mult să fie atenția, rugămintea față de zboruri. Față de zboruri. Asta e o rugăminte. Una. A doua rugăminte, viitorul țării noastre aparține tineretului. Am o rugăminte din partea tineretului. Eu fac niște live-uri și am urmăritori și ei vin permanent cu rugăminte față de mine. Chiar o domnișoară de la Cluj a vrut să fac practica la noi în țară. Și participând la o comisie, a fost tratat nu bine, care a rămas cu impresii nu bune. Și mi-e jale de ea că împărtășește mai departe aceste impresii. Trebuie o atenție mai deosebită. Eu o cunosc această persoană care a rupt cărțile bine și trebuie să fie o atitudine alta. Și a treilea îndemn cu care vin, țara noastră a fost la baza distrugerii țărișoarei noastre, ce a fost? Corupția mare și propaganda mincinoasă și are spălat creierul 30 și ceva de ani a tuturor cetățenilor. De ce? Noi, diaspora, ar trebui acum, unii pot ajuta la implementarea diferitor proiecte și așa mai departe, proiectarea de lei și așa mai departe, dar majoritatea noi putem face cu eforturi mici, dar lucruri mari, adică să ne implicăm pentru a combate propaganda mincinoasă, pentru a salva cetățenii noștri care cad în plasa manipulărilor și minciunilor. Și e foarte simplu, e foarte simplu. Ne aducem la cunoștință fraților, familii, prietenilor, cetățenilor, cumătrilor, aducem la cunoștință rezultatele reușite ale tuturor instituțiile statului, ca ei să aibă informații corectă și veridică și a Parlamentului, legilor și așa mai departe. Și atunci noi vom salva o parte din oameni care nu au această informație corectă, fiindcă toate televiziunile noastre, majoritatea, încă știți, se hrănesc din culoașe. De aceea rog diaspora să ne implicăm la aceste lucruri mici, dar dau rezultate majore. Vă mulțumim și mă scuzați, vă rog mult! Vă mulțumesc și eu vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase, dar vreau să fie foarte clar. Ceea ce am reușit se datorează muncii în echipă și ceea ce n-am reușit, problemele sunt tot în echipă, în sensul în care avem încă de muncă, dar nu un om de unul singur nu poate să facă nimic sau nu poate să facă multe oricât de mult și-ar dori. Deci realizările sunt ale echipei și ale tuturor oamenilor care s-au implicat în mod responsabil. Despre alegerile locale, ele sunt importante și ne dorim să avem alegeri libere și corecte și vreau ca cetățenii să știe că dezvoltarea localităților în mare parte s-a desfășurat datorită susținerii Uniunii Europene și datorită susținerii care a venit din partea partenerilor de dezvoltare din lumea democratică și mai departe comunitățile noastre se pot dezvolta mai repede cu sprijinul Uniunii Europene. Despre zboruri cunoaștem problema, căutăm,
sperăm totuși să avem mai multe rezultate în următoarele câteva luni. Avem stagii de practică, inclusiv la președinție, au fost mulți tineri care, au fost un număr măricel de tineri care au lucrat împreună cu colegii mei și cu mine și am apreciat foarte mult contribuția lor. Aceste stagii de practică plătite acum se realizează și în alte instituții ale statului. Îmi pare rău pentru experiența concretă pe care a avut-o această domnișoară. O să încercăm să transmitem mesajul, să ne asigurăm că toată lumea are o atitudine corectă, dar, din păcate, avem încă și funcționari publici care nu demonstrează suficient respect în relația cu cetățenii. Și apelul dumneavoastră este apreciat. Noi trebuie să devenim mai eficienți în combaterea propagandei și a dezinformării. Tocmai am promulgat legea care ține de crearea unei echipe de comunicare strategică care să fie, să asigure un efort coordonat al instituțiilor statului de combaterea propagandei și dezinformării. Dar propaganda și dezinformarea sunt un fenomen extrem de mare și cu efecte extrem de nocive, de aceea e nevoie de implicarea tuturor și, da, atunci când ne ajutați să combatem falsurile, acest lucru ne ajută enorm. Vă mulțumesc! Dragi participanți ai congresului, noi mai avem maxim 10 minute pentru întrebări, deci vă rog frumos, dacă aveți întrebări, să fiți laconici ca să reușim să răspundem la cât mai multe, da? Okay. Vă rog! Bună ziua! Eu reprezint diaspora Italiei din Reggio Emilia, Emilia-Romagna și Toscana, care m-au rugat să vă transmit o întrebare referitor la deschiderea unui nou consulat în această regiune, special în Bologna, cum a fost anterior, dar l-au închis acest consulat, deoarece avem un număr impunător de cetățeni în aceste zone, în special în Bologna, sunt 31.000 de cetățeni moldoveni. Doar în regiunea Emilia-Romagna, care este mărginită cu Toscana, acolo iară sunt câteva mii și cu Emilia-Romagna, și în total ajungem la 40.000 de moldoveni, care ei trebuie să fugă ori în Veneto, ori în Lombardia, ori la Roma, că e foarte, foarte, foarte distant pentru noi. Vă mulțumim pentru înțelegere și așteptăm un răspuns cât mai devreme. Vă mulțumesc. Eu speram că Ministerul de Externe v-a dat răspuns la această întrebare. Nu pot să vă spun exact acum care sunt, deci care este decizia sau dacă este o decizie la acest subiect. Bănuiesc că dumneavoastră ați mai adresat această întrebare Ministerului. O să discutăm, sigur, atunci când mai deschidem un consulat sau o ambasadă. Întrebarea este despre resurse financiare. Pe alocuri sperăm să putem să rezolvăm problema prin digitalizarea serviciilor, dar înțeleg că nu neapărat asta este o soluție pentru anumite localități. Promit să discut acest subiect cu Ministerul de Externe și să revenim cu un răspuns la dumneavoastră. Vă rugăm. Bună ziua, draga noastră președinte Maia Sandu, onorată asistență, Nata și toată diaspora din întreaga lume. Sunt Zemba Tatiana, reprezentant președintele Asociației de Moldoveni din Coasta de Azur. Am o întrebare către onorată asistență și, bineînțeles, dumneavoastră Maia Sandu. Unicul organism sau instituție de stat care ne reprezintă pe noi acolo în diaspora este ambasada sau consulatul. Ne-am dorit foarte, foarte mult să avem o asistență juridică în cadrul fiecărui consulat deschis în țara în care trăim, astfel să ne reprezinte necesitățile noastre care avem nevoie la moment și totodată această reprezentanță juridică să aibă împuternicirea de a combate cumva tot dezmățul care se întâmplă în diasporă. Sunt lucruri frumoase, dar vreau, prefer să vorbesc despre cealaltă parte a monedei. Avem cetățeni care fac foarte multe neclarități, cum ar fi falsificarea actelor, vânzare de țigări, contrabandă,
foarte, foarte multe lucruri care cu regret ne doare și asta ne șterbește foarte mult din imaginea noastră, care este foarte importantă în acest parcurs european. Asta solicităm, nu știu dacă este cu putință, înțelegem finanțele, lipsa finanțelor, mai bine zis, dar ar fi foarte și foarte oportun să avem o consultanță juridică ca să fim protejați noi cei din diasporă. Mersi! Mulțumesc! Nu știu dacă putem să asigurăm consultanță juridică în toate, deci, misiunile consulare. Știu că la un moment se discuta inclusiv despre acțiuni din partea celor care sunt în diasporă, care oferă asemenea asistență, asemenea ajutor celorlalți conaționali de-a noștri din diasporă. Și știu că la un moment erau niște exemple care se aduceau, dar o să discut cu Ministerul să vedem care este poziția lor pe acest subiect și ce se poate face. Nu cred că putem automat, așa cum spuneam, în toate misiunile consulare să putem să asigurăm acest serviciu, pentru că este destul de mult și noi avem probleme de ordin financiar destul de mari. Dar discutăm subiectul și revenim cu un răspuns. Mai acceptăm încă 3 întrebări, deci vă rog frumos, doar 3 întrebări. Acolo microfonul a ajuns la o doamnă. Bună ziua, doamna președinte! Eu mă numesc Liliana Jigău, reprezint diaspora din Roma. Întrebarea principală pentru diaspora din Roma, în mare majoritate, este ce prevede acordul între state privind recuperarea pensiei și unde se poate consulta proiectul, prima întrebare. Și ce prevede Ministerul Educației și Culturii pentru reintegrarea copiilor reveniți acasă? Deoarece adaptarea este foarte grea, ținând cont de diferența între sistemul... Ce anume este greu? Adaptarea copiilor și acceptarea lor în clase. Totuși, asta este un fenomen în Republica Moldova. Mulțumesc. Da, mulțumesc și eu. Pe acordul, deci acordul este făcut public, nu știu unde este colega mea să poată să elaboreze pe acest subiect, dar din câte înțeleg eu, acordul este public. Sigur că... Poftim? Nu este intrat în vigoare pentru că partea italiană încă trebuie să ratifice acest acord, dar acordul este public și poate fi consultat. Și domnul ambasador poate să... Domnul ambasador, dacă vreți. A fost ratificat. Bine, deci acordul a fost ratificat, dar totuși nu toate procedurile încă au fost finalizate și ar trebui să fie finalizate, dar în același timp înțeleg că accesul la acest document care a fost ratificat este și, iată, domnul ambasador poate să vă ofere mai multe informații unde îl găsiți. Despre revenirea acasă, nu știu dacă sunt niște acțiuni concrete, specifice, care să abordeze această problemă. Știu că există uneori probleme individuale pe care Ministerul intervine și ajută ca să fie rezolvate, dar, evident, dacă asta este o problemă mai largă, care se referă la mai mulți copii, putem să discutăm despre ce ar însemna această perioadă de acomodare. Dacă asta înseamnă probleme cu studierea în limba română sau dacă asta înseamnă altceva. Adică trebuie să discutăm, să înțelegem un pic mai mult care este contextul, nu contextul, dar conținutul acestei probleme ca să putem să oferim și soluții. Și ar trebui Ministrul Educației să vină la dumneavoastră, nu? Este inclus în listă sau nu? Nu este anul ăsta. Ok, atunci trebuie să discutăm aici întrebările concrete și să le transmitem. Bună ziua! Stimată doamnă Maesandu, reprezint Italia, moldovenii din Torino, vă rog mult din tot sufletul în Ministerul Sănătății Moldova să fie un pic mai mult regulă. Am o vă spun așa întrebare, de la Paști pentru invaliditate și încă nu pot răbține nimic. Și cel mai simplu lucru, în toate spitalele, în toate policlinici din orașul Chișinău, există simplu carte igienic de viceu. Chiar așa e de săracă Moldova noastră. Vă rog mult și corupția, și degradarea, și aroganța de medici, nici nu se uită. Eu, a treia oară bolnavă de oncologie,
La oncologie nici nu mă primeau. Când mai ales văd hărțoagele din Italia, nu mă așteaptă mită. Vă rog mult, mersi mult, să fiți sănătoasă! Vă mulțumesc. Îmi pare rău pentru experiențele cu care v-ați confruntat. Da, noi avem probleme în tare multe instituții și în tare multe domenii, inclusiv în sistemul sănătății. Dacă observați, inclusiv doamna ministră scrie despre problemele de la Spitalul Oncologic și vedeți că acolo se insistă să se facă ordine, pe de o parte să se investească în echipamente moderne, pentru că nu s-a investit în echipamente medicale acolo de foarte mult timp. Pe de altă parte, să se schimbe atitudinea oamenilor care lucrează acolo, să fie sancționați cei care îndrăznesc să ceară mită și care nu au un comportament corect. Încercăm să schimbăm și, în general, încercăm să investim în reparații de spitale și în modernizarea echipamentelor în mai multe instituții și la nivel național și la nivel local, dar avem încă mult de făcut, pentru că, repet, lucrurile nu s-au făcut la timp. Unele spitale arată ca din secolul precedent, dar și secolul cu precedent, cred că e prea mult pentru cum arată ele. Și noi avem acum tare mult de compensat din ce nu s-a făcut. Pe gradul de invaliditate, mă rog, putem să discutăm concret ce, adică care a fost experiența dumneavoastră, colegile mele sunt aici și puteți să le dați mai multe detalii să verificăm. Acolo, cred că, nu cred, dar discutăm să facem, cum să spun eu, să resetăm lucrurile, pentru că au fost cazuri în trecut când oamenii fără probleme de sănătate au primit aceste documente de invaliditate și beneficiază de sprijin din partea statului și, pe de altă parte, sunt oameni care au probleme de sănătate, care se califică și care nu primesc aceste resurse. Deci, și acolo, din păcate, am probleme de corupție și acum trebuie să resetăm sistemul ca să ne asigurăm că puținii bani, că nu sunt suficienți, dar măcar banii pe care îi alocă astăzi statul să ajungă la cei care cu adevărat sunt eligibili pentru acești bani. Eu, bună ziua. Nu vă supărați, aici deja era două mâini ridicate până la dumneavoastră și le-am dat permisiunea. Dacă ne rămâne timp, neapărat ajungem. Vă rog să mă iertați, dar aici sunt două mâini de mult ridicate, vă rog. Așteptați microfonul, vă rog, imediat ajunge. Da. Bună ziua tuturor! Bună dacă ziua, se doamnă. Poate laconic, dacă sunt da, mulți da. Oameni. Doamnă președinte, vin astăzi pentru a aduce mulțumiri și aprecieri din partea comunității diasporii din Italia, pentru că de când sunteți dumneavoastră președinte, respectul și demnitatea basarabienilor din toate țările, cred, s-a ridicat enorm. Vă mulțumim din toată inima. Sunt președinta Asociației de Plai din Reggio Emilia și Reggio Emilia este și orașul care este îngemănat cu Chișinău. Asociația își propune, are foarte multe obiective puse în față pe care le realizează, inclusiv și cele formative, educaționale, promovarea culturii, a istoriei, dar și a promovării antreprenorilor care sunt realizați pe teritoriu și în Moldova. Recent, în perioada 21-29, în orașul nostru s-au evoluat olimpiadele internaționale la care a participat și Chișinăul și vreau să vă aduc bucuria că s-au clasat pe locul 2 după Italia cu 38 de medalii la toate activitățile sportive și am primit în acea perioadă foarte multe mulțumiri din partea autorităților locale privitor educația, integrarea și cultura pe care au prezentat-o copiii noștri în această perioadă în confront cu alte țări. Întrebarea, am întâlnit așa dificultate în această perioadă și s-a manifestat mult mai mult.
încercăm să ne promovăm, să facem toate lucrurile pe unii voluntari, în alte momente cu bani din buzunarele proprii. Am vrea să avem un centru și l-am și numit acasă. Întrebarea este în felul următor. Există un program care ar propune niște instrumente, chiar noi o parte, adică se tratează de resurse economice, care ar putea să ducă la realizarea acestui centru, care să devină un centru cultural acasă, fie pentru compatrioții noștri de pe teritoriu, fie pentru cei care vin de acasă. Mulțumesc mult! Haideți să mai luăm astea două întrebări și eu răspund. Da, haideți și dumneavoastră veniți cu întrebarea. Două întrebări, da? Da, da. Dumneavoastră și după aia doamna. Stimată doamnă președinte Maia Sandu, mă numesc Victor Leșanu, sunt medic în diaspora, Paris, Franța. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență în acest congres și să vă mulțumesc pentru curajul pe care îl aveți. Sunteți un exemplu pentru noi toți. Și vă mulțumesc. Și îmi permit să vă adresez doar trei întrebări. Pe... Întrebarea mea este, are în componența ei trei părți. Prima parte, partea securității. Vă rog mult, stimată doamnă președinte, să asigurați în regim de urgență digitalizarea completă a Republicii Moldova. Suntem în secolul 21, vă mulțumesc. 2. Pe plan economic, să permiteți accesul investitorilor străini care vin aici și primesc o tergiversare sau chiar refuz pentru a investi în economia Republicii Moldova. Exemplu, sunt investitorii din Franța, sunt în relații de prietenie și amiciție cu biroul Relația Republica Moldova-Franța. Cunosc că deja de un an și jumătate un proiect este tergiversat. Următoarea întâlnire e în septembrie 2023. Deci, tergiversat de cine, concret? Nu este o tergiversare directă, dar este un proces foarte îndelungat. Înțeleg, da, care este instituția care se face vinovată de... Responsabilii sunt de la Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale, etc. Dar investițiile sunt importante pentru această regiune și mi se par necesare în acest moment Republicii Moldova. Și trei, vă rog mult să asigurați în regim de urgență posibilitatea votului electronic la distanță. Altfel riscăm să pierdem ceea ce am obținut. Cred că toată lumea este de acord cu mine. Vă mulțumesc! Doamnă, care ați dorit să adresați o întrebare? Bună ziua și bine v-am găsit, stimată președinte a Republicii Moldova, mass media, diaspora, vă salut cu adânc și mare respect nu vă către spărați. Dumneavoastră. Vă rog foarte o mult să transmiteți. O mică întrebare. Prima, mă numesc Vasilița Mariana și vreau să cunosc președintele Republicii Moldova. Mi este garantul meu sau nu? Mulțumim. Vă rog să transmiteți microfonul. A doilea microfon. Întrebare, să nu fim constrânci pentru că eu reprezint Asociația Surdo-Acuzicilor. Cei care nu au avut loc în Republica Moldova să învețe în limba statului și au învățat limba rusă. Să nu faceți restricționare prin mediul online să pot comunica cu ei. Vă mulțumesc! Mult respect! Nu am înțeles cu cine nu puteți comunica. Cu surdo-acuzicii. Ei nu cunosc, nu sunt subtitre, nu sunt multe constrângeri pentru ei. Rog ca să-mi permiteți să pot aduce la informația lor la destinație. Îmi pare rău, eu nu am reușit să înțeleg cu cine nu puteți comunica. Probabil că ar merita să dedicăm un pic de timp după această întâlnire să dați mai multe detalii, pentru că acum în timpul ăsta restrâns este o comunicare foarte trunchiată. Doamnă, vă rog.
Eu cred că sub ultima. Bună ziua, doamna Maia Sandu. Reprezint Italia, asta Bologna, 23 de ani. Doamna președinte, aș fi vrut din numele meu și numele diasporii să vă mulțumim că ați dat acordul să vă candidați la următoarele prezidențiale și să știți că vă iubim, vă stimăm și vom fi alături. Asta așa e o doleanță din partea noastră. Întrebarea mea este, care cred că cam pe mulți îi doare, cu acest război am înțeles că acest Kiril de la Moscova nu promovează religia care trebuie să o avem noi pentru suflet. Promovează o religie foarte urâtă și împotriva umanității. Întrebarea mea este așa, n-ar fi de dorit ca noi, religia noastră ortodoxă, să treacă în Basarabia, adică să mergem pe calea cea nouă, așa cum mergem pe calea cea europeană, să avem un Crăciun, să nu ne mai decline, că avem două Crăciunuri, două limbi, două nu mai știu ce, două identități și așa mai departe. Să avem un Crăciun pe 25 să fie așa cum este în toată lumea, pe tot globul pământesc. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult! Eu va trebui să vă rog să închidem aici întrebările, încerc să răspund rapid, din păcate am altă întâlnire la care trebuie să fug. Dar, cu tot respectul, putem să continuăm și colegii mei sunt aici și pe anumite întrebări unde poate nu a fost foarte clar, ori sunt subiecte foarte specifice, puteți să vă apropiați și noi să încercăm să rezolvăm după asta. Deci, înțelegem și noi ne dorim să avem cât mai multe centre, pentru că acolo moldovenii noștri se pot întâlni mai des și se păstrează mai puternic legătura cu țara, cu tradițiile, acolo se vorbește românește. Îmi doresc să putem să finanțăm mai multe asemenea centre, o să discutăm cu BRD ce programe au ei, cererea este mare, resursele nu sunt mari, dar o să încercăm totuși din puținul pe care îl avem să finanțăm mai multe asemenea proiecte. Digitalizarea este un proces care se întâmplă, de exemplu, Ministerul Economiei insistă foarte mult pe acest proces și în alte domenii se avansează, doar că atunci când ne uităm la numărul de semnături electronice care au fost oferite sau acordate cetățenilor, vedem că totuși nu foarte multă lume în Republica Moldova vrea să folosească aceste servicii digitale, deci trebuie cumva să fie și cerere pe partea asta. Dar sunt de acord cu dumneavoastră, asta simplifică lucrurile, asta reduce oportunitățile de corupție, deci e un lucru pe care trebuie să insistăm. În același timp, o sarcină importantă este securitatea cibernetică, pentru că dacă nu asigurăm și securitatea cibernetică, atunci intrăm în probleme mai mari. Și noi, cumva, pe ambele dimensiuni avem încă mult de lucru. Investitorii străini, noi rugăm să vină în Republica Moldova, deci nu trebuie să ne convingeți pe noi să le dăm acces. Eu de fiecare dată când merg peste hotare, mă întâlnesc cu oameni de afaceri și rog să vină să investească în Republica Moldova. Știu că mai sunt funcționari publici care nu înțeleg importanța investițiilor și importanța dezvoltării economice în general. Acești funcționari publici nu trebuie să se mai regăsească în instituțiile publice și sper să reușim să facem ordine mai repede, mai devreme decât mai târziu, așa încât să nu se creeze impedimente despre care vorbiți dumneavoastră. Votul electronic. Am vorbit mai devreme că se lucrează acum la votul prin corespondență. Votul electronic este un subiect mai complicat, pentru că dacă nu reușim să avem, pe de o parte, un sistem impecabil, care să nu poată fi penetrat din afară, și respectiv să existe acest risc al manipulării, nu manipulării, dar interferenței cu sistemul nostru de votare. Deci asta este un risc major. Și al doilea lucru, trebuie să avem o acceptare în societate a votului electronic. În situația în care puțini oameni folosesc în general serviciile deci digitale, și votul electronic s-ar putea să nu fie suficient de mult recunoscut. Dar e un subiect la care trebuie să lucrăm și la aspecte tehnice și la acceptare de către societate a acestei idei. Înțeleg, pentru consulate, oricum,
cum spuneam, trebuie să avem un sistem tehnic impecabil ca să fim siguri că nu intervine vreo forță din afară să renumere voturile. Deci subiectul cu surdomuții, o să o rog pe Elena, colega mea, să se apropie și să vedem mai concret, că nu am reușit să înțeleg ce se întâmplă, adică care e problema concretă. Despre următoarele alegeri prezidențiale e de vreme să vorbim. Am de lucru în acest mandat și o să continu să muncesc cu responsabilitate și respect față de cetățenii Republicii Moldova. Și despre biserică, știți că decizia aparține bisericii, dar am văzut și noi cazuri în unele lăcașe, deci în cazul unor preoți care încercau să argumenteze război, să justifice războiul, să promoveze războiul. Evident că aceste lucruri sunt inacceptabile, noi le condamnăm și sperăm să nu mai vedem asemenea situații. Altfel, biserica își decide, deci e autonomă în aceste decizii. Eu vă mulțumesc tare mult pentru această oportunitate, m-am bucurat să vă revăd. Vă mulțumesc tare mult pentru aprecieri și pentru sfaturi și pentru cuvintele calde. Vreau să vă spun că noi contăm pe sprijinul dumneavoastră în continuare. Vreau să vă spun că noi apreciem foarte mult ce faceți acolo pentru imaginea țării noastre. Vă mulțumim tare mult pentru că aveți grijă de cei care au rămas acasă și respectiv contăm că într-o bună zi o să reveniți acasă și o să fim cu toții aici împreună. Vă mulțumesc mult încă o dată, vă urez sănătate și pace. Doamna președintă a Republicii Moldova, Maia Sandu, vă mulțumim. Am vrut să vă întrebăm, toată lumea cere și cere și cere, dumneavoastră de unde pe toate le cereți? Că e nevoie de sănătate mentală, de rezistență. Atunci când obosesc, merg și mă întâlnesc cu oameni calzi, cu inimă mare și mă încurajez pe de o parte, pe de altă parte înțeleg că nu avem de ales. Pentru că asta este șansa țării noastre. Am reușit să alungăm de la putere guvernările corupte, am reușit datorită dumneavoastră. Acum facem pași concreți, avem sprijinul statelor democratice, sprijinul statelor membre ale UE și oricât de greu ar fi, altă cale nu există, altcineva nu este, tot noi suntem cei care trebuie să rezolvăm astăzi problemele așa încât peste câțiva ani cei care vor veni după noi să nu fie într-o situație mult mai gravă. Avem multe probleme de rezolvat, dar avem și o oportunitate extraordinară și suntem obligați să folosim această oportunitate în interesul viitorului Republicii Moldova, în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Vă mulțumesc mult și iată mă inspir din asemenea discuții. Dragi participanți ai Congresului, vreau să vă spun că în această pauză se va întâmpla un eveniment foarte important. În Moldova a fost creată o alianță a asociațiilor de băștinași. Aceasta numără 60 de membri. Asociațiile de băștinași se formează pentru a urgenta schimbările pozitive în comunitățile lor, dar adunarea lor într-o alianță va urgenta și mai tare procesul. Iar în această pauză urmează să aibă loc semnarea unui memorandum între Cancelaria de Stat și Alianța Asociațiilor de Băștinași, mai exact între BRD și această alianță, așa că e un eveniment foarte important care trebuie să contribuie la o multitudine de schimbări pozitive. Vă invităm la prânz și în același timp să urmăriți un minunat proiect care este organizat de domnul Petru Din Jos în orașul Spinea, Veneția. Este vorba despre un profesor de la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, care a organizat în diasporă o școală de muzică. Discipolii acesteia vă vor ține de urât în această pauză și vă vor încânta. Savurați prânzul și muzica. Ne revedem după pauză.